Denisa Filcea și Flic sunt părinții unei fetițe frumoase. De unde s-au inspirat pentru numele copilului? Flic și Denisa Filcea au devenit părinți în urmă cu aproape 5 luni, iar viața lor s-a schimbat radical. Aceștia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar rodul iubirii lor este micuța Eva Maria. Cum au ales numele pentru micuța lor? Numele ei nu a fost ales la întâmplare, existând o poveste foarte frumoasă în spate. Încă de la început, cei doi au vorbit mai multe aspecte ale unei viitoare relații, printre care și nume preferate de copii. Tratând totul ca un joc, îndrăgostiții au rostit împreună ce numele a plăcea să aibă copilul pe care l-ar fi avut. Fără să vorbească înainte, atât Denisa Filcea, cât și Flic au rostit Eva Maria. Miss Planet a considerat că este un semn, iar din acel moment a știut că vor avea o fică. A fost scris în destinul nostru acest nume. Povestea este una parcă desprinsă din basme. Eram la începutul relației, încă nu se văzuserăm decât pe videocal și cum vorbeam o și despre absolut totul. Am ajuns să vorbim și despre copii. Câți copii își dorește fiecare, dacă mai mult fată sau băiate tâcă. Iar când a venit vorba de ce nume ne dorim, am numărat până la trei și am spus amândoi deodată Eva Maria. Am știut clar de atunci, chiar dacă nu ne cunoșteam, că vom avea o fetiță împreună, a scris Denisa Filcea pe rețelele de socializare. Denisa Filcea se dedică fiicei sale. Denisa Filcea este o mamă dedicată în totalitate fiicei sale. Aceasta încearcă să-i însăfle micuței cât mai multe lucruri bune. Deci, micuța are aproape 5 luni, ea o vede pe mama sa cum se îngrijește și are grijă de ea. În viitor va prelua cele mai bune lucruri, crescând într-o familie iubitoare care o va sprijini în permanență, așa cum au promis în nenumărate rânduri.